Criminalitatea informatică a crescut în anul 2023 cu aproape 15% față de anul 2022. Numărul înșelăciunilor comise în mediul online, investigate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Hunedoara, a crescut de la 81 comise în 2022 la 93 în anul 2023. Chiar zilele trecute, trei hunedoreni au căzut în plasa unor escrocherii online și au rămas fără sume de mii de euro din conturile personale, după ce au comunicat datele cardului bancar. Polițiștii au prezentat într-o conferință de presă și câteva recomandări pentru ca hunedorenii să nu mai cadă atât de ușor în capcanele infractorilor din mediul online. Polițiștii spun că modalitățile în care prezumtivii autori comit acest gen de infracțiuni devin din ce în ce mai specializate. Între metodele de comitere a acestor fapte a fost enumerat phishing-ul, un atac informatic în cadrul căruia se încearcă furtul de sume de bani sau furtul de identitate al unei persoane prin determinarea acesteia să dezvăluie informații personale, cum ar fi cărțile de credit, informațiile bancare sau parole prin site-uri web care pretind a fi legitime. S-au întâlnit situații când prezumtivii autori și-au declinat calitatea de consultanți financiari, persoanele vătămate fiind îndrumate să își realizeze credite bancare la diferite instituții bancare pentru ca ulterior să investească sume de bani. Când persoanele vătămate doresc să își retragă banii investiți, consultanții nu mai sunt de găsit. În majoritatea cazurilor s-au înregistrat prejudicii însemnate în lei sau valută, mai spun polițiștii hunedoreni. Pentru a nu deveni victime ale acestui gen de infracțiuni, polițiștii vă recomandă să nu dați curs anunțurilor referitoare la realizarea de investiții, achiziție de acțiuni, criptomonede, etc., care sunt prezente pe rețelele de socializare. Să nu dați curs instalării unor aplicații care oferă acces de la distanță unei terțe persoane la smartphone-ul personal. Să nu instalați, la recomandarea unor terțe persoane, aplicații prin care se oferă posibilitatea realizării unor investiții de capital. Verificați veridicitatea datelor prezentate. De regulă, entitățile bancare din România și companiile consacrate nu postează anunțuri de investiții pe rețelele de socializare. Dacă aveți suspiciuni în privința acestor anunțuri, sesizați de îndată poliția.